despre Ioan Budai de Leanu se știe că a scris în 1800 Țiganeada, o epopee eroi comică, iar unii adaugă prima epopee în limba română. În realitate este vorba de mai mult decât de autorul unui text literar și anume de un spirit enciclopedic de anvergura lui Dimitrie Cantemir. Acum 200 de ani, cu mult înainte de a se naște Eminescu, el a creat o operă complexă, cuprinzând nu numai versuri, ci și studii lingvistice, lucrări istorice și traduceri. Numele său nu poate să lipsească de pe o eventuală listă a intelectualilor de elită din Europa de la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Țiganeada, desigur, este principala lui operă, opera unui erudit care se joacă. Ioan Budaidelea nu avea cunoștință de faptul că Homer însuși, prezumtivul creator al epopeilor Iliada și Odiseea, a compus probabil și Batra Homiomahia, războiul dintre broaște și șoareci, o parodie de epopee. O parodie de epopee este și Țiganeada, plină de culoare și umor, în care găsim în loc de eroi personaje pitorești, iar în loc de scene eroice, scene comice. Ca orice parodie și aceasta este o literatură de gradul 2, care presupune o bună cunoaștere a literaturii, a mecanismului ei de funcționare și a protocolului urmat de autor în relația cu cititorii. Încă de la titlul conceput prin analogie cu Iliada și cu Eneida, cuvânt pe care Ioan Buda Idelănu îl transcrie Eneada, este evident că autorul s-a documentat într-o bibliotecă și nu pe câmpuri de luptă, că face literatură din literatură, dintr-o dorință de amuzament superior. Subtitlul amplului poem este și el livresc. Poemation, eroi comico-satiric, alcătuit în 12 cântece de Leonachii Dianeu îmbogățit cu multe însemnări și luări aminte critice, filozofice, istorice, filologice și gramatice, de către Mitru Perea și alții, mai mulți în anul 1800. Din plăcerea jocului cu măști sunt inventate, cum se vede, nume pentru autorul epopei și pentru editorul ei. Cele 12 cânturi ale amplului poem, 12 tot după modelul lui Homer, Oferă un spectacol de un mare dinamism captivant, cu numeroase quick proc și răsunări de situație, anticipând într-un fel agitația generatoare de comic din piesa lui Caragiale, Dale Carnavalului. În stil antic, la începutul poemului, este invocată muza și nu oricare, ci exact aceeași care l-a inspirat și pe Homer. Apoi, autorul face cunoscut în linii mari subiectul pe care urmează să-l dezvolte. Citez muză celui Omiro din Ioară cânta și vatra Homiomahia, cântă și mie fi bunișoară toate câte făcut țigănia. Când Vlad vodei și dede slobozie, arme și lată de moșie, cum țiganii vrură să-și aleagă un vod în țară și o stăpânie, cum uitându-și de viața dragă, arme prinsără cu vitejie, ban urmă îndrăznire să-și să bate cu murgeștile păgâne gloate. Urmează o dezlănțuire de acțiuni eroi comice, cum le numește chiar autorul de rivalități politice caragioase, discursuri naiv demagogice și iubiri clamoroase de un comic irezistibil. Ioan Budadeleanu privește cu simpatie tot acest circ. Ca dovadă nimeni, nici măcar adepții corectitudinii politice, nu l-au acuzat vreodată de discriminare pe criterii etnice și nici nu au pretins să fie schimbat titlul poemului din Țiganeada în Romiada. Trecând în revista alte scrieri ale lui Ioan Buda ne oprim ca atrage de un magnet la valoroasa, dar atât de puțin cunoscută gramatica a limbii române, scrisă intenționat în latină ca să poată fi citită de învățații vremii din alte țări. Iată cum se adresează autorul cititorului în prefață, prefațio. Citez, pentru că gramatica să poată fi folosită atât de compatrioții mei cât și de străini, am hotărât să o scriu în limba latină, Iată, cititorule, ai lucrarea. Oricum ți se va părea, primește-o. În continuare, Ioan Budai de Leanne explică de ce, rupând tradiția, lume numește limba noastră română și nu valahă. El este, deci, cel care a numit pentru prima dată română limba română. Merită să ține minte această întâietate a cărturarului de acum două veacuri. Cartea în întregime, care nu este o gramatică obișnuită, ci o gramatică enciclopedică, încântă și uimește. Ioan Budadelea nu știa despre poporul român, despre istoria și chiar despre viitorul lui, mai multe decât noi toți, în 200 de ani, nu numai că n-am reușit să-l întrecem, dar nici măcar nu l-am ajuns din urmă.